Poliția a descins la casa patronului de la FECE Universitatea Craiova imediat ce instanța a anunțat sentința în dosarul de evaziune fiscală în care acesta era cercetat. Spiritele s-au încins imediat, iar apropiații lui Mititelu au început să-i bruscheze și să-i înjure pe jurnaliștii prezenți în fața porții afaceristului. Hai! Jurnaliștii care au fost bruscați de oamenii lui Mititelu au depus plângere la poliție. Băi, nu mai dați, băi! Băi, gata, mă, bu! Mititelu a fost găsit vinovat pentru evaziune fiscală după ce în 2011 l-a vândut pe fotbalistul Mihai Costea la Steaua cu 1.100.000 de euro, deși întregul lot de jucători olteni era sub sechestrul fiscului din cauza unor datorii mari către bugetul de stat.